Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Scuze pentru întârziere, avem o mare întârziere de aproape jumătate de oră, pentru că echipa tehnică de la radio a fost secerată de COVID, mă rog, să nu exagerez în formulare, dar asta s-a întâmplat, ne cerem scuze pentru întârziere. Sper că nu v-am pierdut, da, cei care așteptau emisiunea, pentru că astăzi l-am invitat pe Bogdan Tătaru Cazavan și de dimineață, să știi, Bogdan, că mai mulți mi-au scris pe Facebook, abia așteaptă să te audă. Sunt surprins și flatat, evident. Mă Mulțumesc. rog, flatat, dar nu surprins. Și vreau să vorbim despre cartea cea mai recentă a lui Bogdan Tătaru Cazavan, și anume Inteligența Inimii, apărută la editura Spandugino. Și de-al minter vreau să spun că admir calitatea grafică a ediției. Este o carte plăcută. Da, nu sunt literele prea mici, nu e puchinos, hârtia e bună, se citește cu plăcere, adică chiar ce face doamna Spandonide e remarcabil, da, la editura Spandugino. Și vreau să pornim de la titlu, da? De ce inteligența inimii? Nu că mai cu toții ne gândim că inteligența e a creierului, nu a minții, da? De ce mintea și nu creierul? Asta pentru că am pornit de la sensurile mai vechi ale cuvântului, de la vechii greci, evident, care sunt prezenți și sper că nu doar mie, și pe care încercăm să-i readucem în actualitate de fiecare dată când avem prilejul, apoi de la sensurile biblice. În fine, acolo inima înseamnă aproape totul, înseamnă și emoțiile, cu care noi o asociem în mod obișnuit, dar înseamnă și gândirea și imaginația și curajul. Iată, am numit una dintre virtuți, una dintre virtuțile cardinale, curajul. Așadar, inima are o paletă extraordinar de complexă de sensuri și ce vrem să spunem cu asta? Vrem să spunem că, de fapt, ea este un mod de a fi, un mod de a fi unitar. Vorbim despre inimă, vorbim, de fapt, despre unitatea vieții noastre lăuntrice. Acesta e sensul pe care am vrut să-l transmit și, desigur, nu am refuzat niciun alt sens pe care cititorii îl pot oferi acestei sintagme, dar orizontul în care eu o propun este acesta, cel al vieții spirituale și al vieții morale, al vieții etice. Acum, legat de titlu, nu? Inteligența inimii, evident că mă gândesc la o carte relativ recentă a lui Alain Finkielkraut despre inima inteligentă. E o Da, da. mică nuanță, nu e chiar același lucru. Inteligența Nu. inimii, inima inteligentă, și spunea Pascal, nu-i așa, că inima are rațiunile ei, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Da? Inima are rațiunile ei pe care rațiunea nu le cunoaște. Da? Astea sunt așa primele asocieri, numai văzând titlul cărții. Și cred că putem descrie această carte în câteva cuvinte ca fiind o carte despre virtuți. Corect? Da. Este o carte despre virtuți care nu a fost proiectată așa. Adică a fost o serie de microeseuri despre virtuți cu pauze între ele, pe care am publicat-o în rubrica de la Dilema Veche. La un moment dat mi-am dat seama că ar putea fi potrivite pentru o carte și am fost foarte încurajat de doamna Spandonide pentru a publica această carte într-o colecție care e coordonată de soția mea Miruna, care e o colecție de spiritualitate și se numește Interior Intimo Meo, adică trimite la ceva din Augustin. Sensul acestei formule din latină înseamnă ceea ce este mai adânc decât adâncul nostru, decât ceea ce este adânc în noi înșine. Ei bine, m-am gândit că ar fi interesant să propunem cititorilor o pledoarie pentru virtuți într-o manieră mai puțin practicată, să zicem, mai puțin previzibilă. Și sper că măcar în parte am reușit. Adică este vorba despre o selecție
de 12 teme, cu introducere și pledoarie finală despre virtuțile mici. Și am pornit de fiecare dată de la un citat care mie mi s-a părut o intrare potrivită în temă. Și am ales, bineînțeles, virtuțile la care ne așteptăm cu toții, virtuțile teologale sau o parte dintre virtuțile care ne vin pe buze sau în mintea tuturor, de pildă bunătatea sau dreptatea, dar am propus și virtuți despre care se vorbește mai puțin, de pildă fidelitatea sau, să spunem, politețea, care este la limită. E o întreagă dezbatere dacă politețea este sau nu o virtute. Eu cred că este o virtute și am refăcut pledoaria pentru virtute, pornind de la un text splendid pe care l-am redescoperit, un text al lui Henri Bergson. El era, pe vremea când a scris acest text și l-a publicat, era profesor la un liceu, la liceul Henri IV din Paris, și a fost invitat să țină un discurs cu prilejul premierii elevilor. Ori din acest prilej formal, el a transformat textul într-o pledoarie filozofică și nemoralizatoare pentru politețe, vorbind despre cele trei sensuri ale politeții pe care am încercat să le depliez, să le desfășor. Cam acesta e proiectul. Aș vrea să revenim la politețe puțin mai târziu, pentru că e o virtute care tinde să dispară din societatea contemporană. Societatea contemporană e în proces galopant de sălbăticire. Vedem asta și în România, dar e un fenomen general. Însă vorbeai de virtuțile teologale și remarc un lucru, ele nu sunt regrupate. Da, te așteptai să înceapă cartea cu virtuțile teologale sau să se termine cu virtuțile teologale, da? Să fie reunite credința, speranța și iubirea. E, nu e așa în cartea ta, pentru că speranța e tratată în capitolul 3, speranța mereu neînțeleasă. După aia, spre sfârșit, este Eros și Agape, unde vorbești despre iubire. Și în penultimul capitol, de fapt în ultimul înainte de încheiere, în ultimul capitol abia vorbești despre credință. Acum, asta sigur este calculată, ca să spun așa, să termini cu credința, nu-i așa? La cerise sur le gâteau, da? Cireașa pe tort, credința, da? Însă nu sunt regrupate. Da? Nu sunt adunate la un loc, într-o expunere sistematică. Asta cred că e făcută cu skepsis. Sigur, n-am vrut să fie o intrare sistematică, n-am vrut să aibă nimic didactic. M-am gândit să fac o pledoarie încă o dată mai puțin previzibilă și să pornesc de la situații existențiale concrete. Unele dintre texte sunt portrete ale virtuților. Și aici m-am gândit că ar fi bine să facem aceste portrete referindu-ne la tradiția iconografică extraordinară a portretelor virtuților, mai ales în Occident, în care fiecare virtute avea un anumit simbol sau avea mai multe simboluri și oamenii recunoșteau că este vorba despre acele virtuți, tocmai pornind de la aceste simboluri sau de la gesturi. Ei bine, unele dintre textele acestea sunt microportrete. Altele descriu situații și nu întâmplător am lăsat la final un text care se numește Epifania credinței. Am vorbit despre credință într-un fel foarte indirect, descriind o situație mirabilă pe care am trăit-o la Roma, în cartierul Trastevere, într-o seară când am participat la o liturghie, și am remarcat coexistența și întrepătrunderea dintre cele două lumi, care comunicau fără să fie agresive, fără să-și impună de fapt poziția. Dar exista această întrepătrundere posibilă, pentru că din piața care era cufundată în întuneric și în care oamenii mâncau, vorbeau, se îmbrățișau, stăteau pe marginea fântânii, se putea vedea mozaicul absidal extraordinar
din interiorul bazilicii, în care avea loc o liturghie, iar textul evangheliei care se citea era cel despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Cei dinăuntru nu vedeau și nu auzeau ce se petrece în interior, dar aveau ușile deschise. Iar cei din afară nu auzeau ce se petrece în interior, dar vedeau absolut obligatoriu mozaicul absidal care stătea ca și cum ar fi în mijlocul lor. Mie mi s-a părut că este o situație de tip parabolă și am în momentul în care mi-am propus să scriu despre credință, mi-am spus: Dumnezeule, au fost atâția oameni mult mai credincioși și mai inteligenți decât mine, cum să scriu un text de 3 pagini despre credință? Și atunci am descris această situație. Bun, mai e un lucru, tot continuând ideea pe care am enunțat-o mai devreme, că nu e o expunere sistematică. Da? În mod normal, arhitectonica unui tratat despre virtuți include eventual virtuțile teologale, dacă autorul este creștin, almiteri virtuțile principale, zise cardinale, și după aia eventual virtuți care derivă din astea. Da, exact. Care sunt derivate. Ori aici nu e așa, că sunt amestecate, da? Sunt amestecate, cum spuneam, virtuțile teologale cu altele care fie, mă rog, nu sunt printre, adică nu sunt printre cele principale, da? De pildă, politețea este discutată de Aristotel în legătură cu sociabilitatea. Da. Da? Oricum, la Aristotel lista e destul de lungă. Lista lui Aristotel nu se limitează la virtuțile cardinale. După aia, de pildă, vorbești despre moderație și spui că este o virtute calomniată și spui pe bună dreptate, lucru esențial, că la Aristotel, în Etica Nicomachică, moderația este însăși definiția virtuții. Da. Este calea de mijloc între excese contrare, între justa măsură. Exces, justa măsură, da? Din punctul ăsta de vedere, Aristotel e un bun continuator al lui Solon, care spunea nimic în exces și totul cu măsură, da? Bun, dreptatea, da, intră la virtuțile cardinale, să spunem, da? Dar cum e cu frica, de pildă? Că de obicei nu asociem frica cu noțiunea de virtute. Da? E aici un text foarte... E unul dintre cele mai frumoase, după mine, paradoxul fricii în viața spirituală. Care e paradoxul fricii? Îți mulțumesc foarte mult. Sigur, frica este, pe de o parte, o patimă, adică în orizontul vieții spirituale, ea poate să fie un factor, a spune, paralizant sau aproape dizolvant, și atunci când este o patimă, adică este o boală, de fapt, o boală a distanței și a înstrăinării. Dar, în același timp, frica este și un început al înțelepciunii. Și am făcut o distinție între aceste două paliere, între aceste două situații existențiale, tocmai pentru a înțelege sensurile precise la care ne referim și pentru a elimina cumva din viața noastră tot ceea ce, sigur, nu propun să vorbesc atât de mult despre alții, dar în orice caz mă refeream la eliminarea din viața noastră a ceea ce ne împiedică, ce ne blochează, a tot ceea ce frica de fapt aduce ca, încă o dată, ca factor dizolvant, ca factor care slăbește de fapt ființa noastră și o fragmentează. Și atunci m-am referit la câteva fragmente din Noul Testament care vorbesc nu despre frică, ci despre încredere, despre curaj. Și am pomenit despre faptul că în prezența lui Hristos și în experiența credinței, nu frica este esențială, însă ea poate fi înțeleasă pedagogic ca început al înțelepciunii atunci când ne realizăm că sunt lucruri de care ar trebui să ne fie frică pentru că ele au un potențial destructiv pentru noi. Sau mai există un sens, și anume acela care ține de sentimentul sacrului și care uneori este transmis ca fiind o experiență a fricii, deși nu în sensul dizolvant,
ci în sensul în care noi trăim de fapt un sentiment al dependenței față de măreția Creatorului, de pildă. Și am vorbit despre toate aceste, sensuri ale fricii, făcând încă o dată o pledoarie pentru a descoperi înțelepciunea ca antidot al fricii și, bineînțeles, sensul profund al învierii. Dar, într-adevăr, despre frică, în ambivalența ei ca patimă și ca virtute, se vorbește destul de rar, să spunem, în public. Și m-am gândit că ar fi bine să introduc acest mic capitol. Dar pentru că vorbești despre, pentru că ai evocat câteva dintre virtuțile mari, apoi ai vorbit despre virtuțile teologale, e bine pentru ascultătorii noștri, cred, să le și numim. Cele teologale sunt cele trei din Epistola Paulină: credința, speranța și iubirea sau dragostea. Se numesc teologale pentru că ele sunt, se adresează lui Dumnezeu și sunt în relație cu Dumnezeu, sunt daruri ale lui Dumnezeu. Celelalte virtuți principale, înțelepciunea, tradusă uneori ca prudență, Aristotel are un sens foarte, foarte interesant, mult mai interesant decât a fost receptat în istoria culturală posterioară. Apoi vorbim despre dreptate, despre curaj, tradus uneori cu termenul de bărbăție sau de tărie, și despre stăpânirea de sine sau despre cumpătare. Sau temperanță. Și temperanța sau moderația. Acestea sunt cele patru fundamentale și am putea să spunem celor care vor neapărat să ne verifice că unul dintre fragmentele esențiale referitoare la acest quartet al virtuților este cel din Republica, din dialogul Republica lui Platon, unde trei dintre cele patru virtuți corespund celor trei părți ale sufletului, le reglează, le moderează, iar dreptatea este virtutea integratoare. Dreptatea este virtutea armoniei întregului. Poate că la Aristotel prudența ar fi de fapt virtutea integratoare, deși prudența este o virtute intelectuală, nu este o virtute pur etică, nu este o virtute morală. Ea se ocupă cu regula care face ca fiecare virtute morală să fie o justă măsură între lipsă și exces. În fine, astea sunt chestiuni tehnice, nu vrem să facem un curs ascultătorilor noștri, dar vroiam într-un fel să fie definit terenul pe care ne mișcăm. Și așa cum bine ai spus, dincolo de acest quartet al virtuților principale care ne vine din Antichitate și de tripleta virtuților teologale care ne vine de la Sfântul Pavel, avem și alte virtuți pe care istoria creștinismului le-a adăugat, pornind de la fericiri, de pildă smerenia. Este, sau sărăcia cu Duhul, în sensul ei profund, autentic, de smerenie. Sau bunătatea, blândețea, spiritul pacificator, toate acestea sunt virtuți pe care creștinismul le-a adăugat pornind de la altceva din tezaurul lui. Apoi mai sunt virtuți considerate secundare pentru că ele derivă din cele principale. Și printre aceste virtuți secundare se află, desigur, și politețea despre care am vorbit, afabilitatea, cordialitatea. Pledoaria mea a fost aceea pentru virtuțile secundare, pentru redescoperirea lor. Aici e un sens. Despre asta vreau să vorbim mai pe îndelete după pauza publicitară. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban, subscribe YouTube Radio Guerilla. Cu asigurarea privată de sănătate Vital Care de la Signal Iduna, ai sprijinul pentru a înfrunta boala cu încredere încă din momentul depistării. Acces la servicii medicale sigure, a doua opinie medicală, personal specializat, suport psihologic și emoțional. Mai departe de asta, oameni care ascultă, înțeleg și ajută. Asigurarea Vital Care de la Signal Iduna, sprijinul de care poți beneficia la nevoie. De acum, nu trebuie să mai fii singur în lupta cu un posibil diagnostic oncologic. Sprijinul vine în tot felul de forme.
arme. O îmbrățișare, un gând bun, o vorbă de încurajare, înțelegere, empatie și răbdare. Iar atur de toate astea, siguranță. Acum poți afla detalii suplimentare și din noua aplicație de mobil și web Signal Care Assistant. Îți poți imagina cum își poate reveni o companie după 3 intrări în faliment? Sau cum poți combina business-ul cu stand-up comedy-ul, dar fără să râdă nimeni? Dar cum îți poți reveni după un burnout corporatist? Ești invitat la F-Nights Bucharest pe 27 ianuarie să descoperi cum 4 super speakeri au trecut peste obstacolele din cariera lor și le-au transformat în experiențe valoroase. F-Nights Bucharest, volumul 12, are loc online. Mișcare globală desfășurată în peste 320 de orașe. Detalii pe guerilla.radio.ro. Eveniment organizat de Define PR, plăcut de Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct cu Bogdan Tătaru Cazaban și vorbeam despre cartea lui apărută recent la editura Spandugino, Inteligența inimii, cu subtitlu Schițe pentru un portret al virtuții, și vorbeai, Bogdan, despre virtuțile mititele, virtuțile adesea nebăgate în seamă. Și pe câteva le discuți în cartea ta, dar mai e o carte pe care aș vrea să o evocăm amândoi, o carte a unui autor pe care știu că îl îndrăgești, și alminte Carlo Ossola, da? Un italian care trăiește, cred, cea mai mare parte din timp în Franța, dacă nu mă înșel, știu că preda în Franța, Le Vertus Communes, da? Virtuțile comune. La el lista e ceva mai lungă. Da, pentru că găsim în listă afabilitatea, discreția, bonomia, franchețea, loialitatea. Asta o discut și tu. Mă rog, fidelitate, deși nu e chiar același lucru, da? Gratitudinea, uite, iarăși o virtute destul de neglijată în vremurile noastre. A fi prevenitor, da, la prévenance în franceză, nu știu cum să traduc în română. Apoi urbanitatea, măsura am evocat-o deja, că e vorba de moderație. Placiditatea, zice Ossola, constanța și în sfârșit generozitatea, dar generozitatea poate fi asociată cu magnanimitas. Iar magnanimitas e deja descrisă de Aristotel și are o întreagă tradiție, da? Măreția sufletească. Bun, văd o legătură între cele două cărți, da? Inspirație comună la Carlo Ossola și la tine. Da, e un autor pe care îl prețuiesc foarte mult. A fost profesor de literaturi romanice la Collège de France. Coordonat, cred că mai coordonează încă, o revistă minunată despre literatura spirituală, religioasă, care apare în Italia. E un autor care se mișcă cu o larghețe, cu o dezinvoltură, cu o subtilitate, cu un farmec extraordinare, prin arii culturale foarte, foarte diverse. El a scris această carte și a publicat-o în 2019 în Italia. În italiană se numește mai sugestiv, cred, decât în franceză. Se numește mic tratat despre micile virtuți. Și pornește de la un tratat mai vechi pe care el îl editează și îl comentează, făcând o pledoarie pentru aceste 12 virtuți pe care el le-a ales și pe care le-a evocat. Inspirația comună, într-un fel, s-a activat în cazul meu atunci când am pornit de la o experiență pe care cred că mulți dintre noi o fac, din păcate, zilnic. Și anume că se confruntă prea des și cu mitocănia, cu agresivitatea, cu țâfna, cu prostul gust, cu impertinența. Și atunci mi-am pus problema că, de fapt, nouă ne lipsesc virtuțile secundare, în primul rând. Și alea primare, nu. Cele primare, da. Alea mari, dar să începem cu alea mici, da. Exact, asta este sensul. Cele mari sunt recunoscute ca atare și, într-un fel, sunt contemplate de la distanță atunci când sunt contemplate, sunt admirate. Mulți dintre noi, cred, admiră curajul, care este una dintre virtuțile, nu, cu o cotă înaltă.
și cu trecere mare printre noi, chiar dacă nu suntem atât de mulți curajoși. Dar politețea nici măcar cotă nu are. Politețea nu mai are cotă, discreția cred că e o virtute complet pe cale de dispariție într-o lume care se definește din ce în ce mai mult prin acte de indiscreție și prin discreție în genere. Ca să nu mai vorbim despre afabilitate, despre cordialitate, care reprezintă un nivel mult mai înalt al afabilității. În fine, mi-am dat seama că de fapt ar trebui să pornim de la redescoperirea și practicarea în viața noastră a virtuților mici, în așa fel încât viața noastră să nu se mai confrunte pe cât posibil cu asemenea lucruri care ne rănesc, de fapt, și ne urățesc. Mai e un lucru, Bogdan, virtuțile mari nici nu prea apuci să le dovedești. Să le atingi. Sunt puține situațiile în care trebuie să dai dovadă de mare curaj. Da. Dar nu sunt foarte frecvente. Hai să zicem temperanța. Aia este de zi cu zi, să zicem, da? Să nu mănânci prea mult, să nu bei prea mult. Bun, temperanța o poți practica cotidian. Da. Însă hai să începem cu alea mici, că alea mici, cu alea mici ne confruntăm în fiecare zi, sau mai exact ne confruntăm cu lipsa lor. Cu lipsa lor. Eu cred că noi suferim în societate de această lipsa virtuților și mai ales de faptul că am eliminat complet virtutea ca orizont în care ar trebui să ne mișcăm. Sigur că pledoaria mea pe fond este pentru o redescoperire și a eticii virtuților, dar nu ca teorie. Din acest motiv nu am propus o abordare sistematică de tip tratat, pe care cred că mulți ar fi lăsat-o deoparte, considerând că este pur și simplu o chestiune academică, o chestiune care nu ne privește pe toți. Și m-am gândit să fac pur și simplu o pledoarie, încă o dată pornind și evocând situații concrete sau încercând să descriu un fel de experimente mentale. Evident că pledoaria mea vine de la propria mea experiență și de la propria mea situare în viață, care este marcată de experiența credinței. Dar eu cred că virtuțile descriu un câmp mai larg, și anume spațiul comun în care suntem chemați cu toții să trăim, și că nu pierdem absolut nimic dacă ne raportăm la ele ca la orizontul de idealitate posibil. Adică ce vreau să spun e că virtuțile sunt posibile aici și acum și pot fi practicate. Efectul practicărilor este pur și simplu înfrumusețarea și înnobilarea vieții noastre. Noi redescoperim practicând virtuțile, nu într-un sens eroic, ci într-un sens cotidian, zi de zi, cu modestie. Redescoperim sensul lor originar. Ce însemna virtutea la vechii greci? Aici poți să spui tu, să faci pledoaria. Nu? Însemna excelență, e adevărat, dar avea un sens mai larg pe care l-a actualizat de-a lungul timpului, însemna împlinirea umanului. Omul nu putea să ajungă la conștiința de sine și la împlinirea personală fără virtute. Ori lucrurile acestea mi se pare că se cuvine să le descoperim. Noi le-am uitat, le-am trecut cumva, le-am lăsat cumva deoparte, considerând că viața noastră cumva e prea modestă, prea copleșită de treburi, de îngrijorare, și că virtuțile sunt ceva inaccesibil. Ori ele nu sunt inaccesibile, dar aș prefera, cred eu, să pornim de la cele mai mici, care sunt pe potriva noastră. Da, Bogdan, pur și simplu vedem ce nasol e fără aceste virtuți mărunte. Da? Pentru că la tot pasul te întâlnești cu agresivitate, cu lipsă de politețe elementară, cu rea credință, minciuni și așa mai departe. Adică vedem cât de rău este fără ele, da? Că viața foarte mult ni se otrăvește din contactul cu tocmai lipsa acestor virtuți, care sunt ușor de practicat. Adică nu e atât de greu să zici bună ziua, nu e atât de greu să zici mulțumesc, nu e atât de greu să te abții de la ataca pe cineva hodorong tronc fără sens, da? Adică e... De-aia abund în sensul tău, da? Sigur că n-am vrut să scriu doar despre cei 7 ani de acasă, care lipsesc de multe ori și este foarte evident că lipsesc. Vreau să mai adaug și faptul că pentru a practica cu adevărat virtuțile sau pentru a face aceste gesturi pe care noi le-am numit
și care sunt necesare vieții noastre în comun, la nivelul virtuții, ei bine, noi trebuie să le acordăm un sens care este un sens superior ritualului social. Și de aici, din acest motiv, mi-a plăcut extraordinar textul lui Bergson despre politețe. De ce? Pentru că, iată, politețea pe care într-un fel o recunoaștem ca fiind necesară relațiilor dintre noi, ea poate fi practicată strict formal ca ritual social. La nivelul acesta social, ea este și nu este virtute. În schimb, dacă vorbim despre politețe la nivelul relațiilor dintre oameni, care înseamnă relații între inteligențe, relații între voințe, atunci când facem facem în sufletul nostru, în mintea noastră, un loc pentru celălalt, chiar dacă nu suntem de acord cu opiniile lui și nu-l respingem imediat, noi începem să practicăm politețea ca virtute, ca virtute intelectuală. Și aici e nevoie, desigur, de un anumit talent, de o anumită experiență. Toate aceste ingrediente contribuie la consolidarea practicii virtuții. Ei, dar ceea ce este mai special și mai neașteptat, de pildă, la Bergson, este că el vorbește despre politețea inimii. Ori asta m-a cucerit complet, pentru că era ceea ce vroiam să transmit într-un fel celor care ar fi avut bunătatea și răbdarea de a mă citi. Și anume că abia la nivelul inimii, adică la nivelul vieții noastre lăuntrice, unificate și profunde, politețea dobândește sensul de virtute cel mai înalt. Adică noi putem să facem gesturile prime de politețe, dar le putem face formal, aproape metalic, cu dinții strânși, și atunci nu practicăm virtutea. Facem ceea ce trebuie, dar nu practicăm virtutea. Sau, e deja ceva. E deja ceva. Nu vreau să destabilizez pe nimeni. Sau putem face aceste gesturi transmițând ceva din viața noastră lăuntrică. Trebuie spus ceva, că ce descrie Bergson sub aceste două noțiuni de politețe a inteligenței, a spiritului, și politețe a inimii, acoperă în mare măsură faimoasa inteligență emoțională despre care se vorbește în zilele noastre, ca și cum ar fi o descoperire a lui Goleman. Dar de fapt nu e o descoperire, ci e un lucru numit altfel, a pus o altă etichetă pe această realitate. Mă rog, foarte bine a făcut, n-am nimic de obiectat. Însă, de fapt, e vorba de o inteligență a relației cu celălalt, a intra în gândirea celuilalt. E vorba de o anumită suplețe pe care o are omul de lume educat. Cum se spunea în Franța secolului XVII, l'honnête homme care este onet și abil în același timp, da? Și abilitatea presupune și o anumită suplețe intelectuală, da? Să poți discuta cu celălalt, îl menționez de pildă aici pe La Rochefoucauld, tocmai în acest eseu, și La Rochefoucauld el însuși a scris despre arta conversației, punând tocmai accentul pe ceea ce Bergson numește politețea spiritului. Da? Deci, în mare măsură, este vorba de faimoasa noastră inteligență emoțională din zilele de azi. Da, da, e vorba de o inteligență intuitivă, o inteligență a relațiilor interpersonale, desigur, dar e vorba în sensul în care cred că folosește formula aceasta Bergson și, desigur, că în urma lui o folosesc și eu. E vorba de ceva mult mai adânc, care are și o dimensiune spirituală. Prin urmare, aș vrea să adaug la ceea ce ai completat, dragă Toader, și faptul că trebuie să avem în vedere și justa măsură de fiecare dată când vorbim despre virtuți. Aristotel ne însoțește în permanență și ar fi bine să o facă. De ce? Pentru că avem, iată, și din partea moraliștilor francezi, La Rochefoucauld este unul dintre ei, care denunță cu necruțare practicarea virtuților într-un sens ipocrit, de fapt, practica virtuților care maschează vicii. Dar avem și la Montaigne, de pildă, iarăși un rapel la măsură, pentru că el spune la un moment dat că virtutea practicată prea
tare, cu prea multă fervoare, strânsă la piept prea tare, riscă să devină viciu. Deci, justa măsură trebuie să fie păstrată în mare parte din această, din acest registru al vieții noastre, care poate constitui în spirit. Eu am spus la un moment dat că în textul meu că moderația este într-un fel stilul vieții de virtute, mai mult decât ținta spre care mergem, pentru că există situații existențiale și situații morale în care de fapt nu moderația este cerută, ci anume fermitatea, intransigența sau curajul, nu? Aceste nuanțe devin ingrediente ale virtuții în funcție de situația respectivă. Iar Aristotel ne-a spus și aici ce trebuie să facem. Îmi cer iertare că le evoc atât de tare, nu propusesem să fac o pledoarie pentru el, dar ne-a spus că, de fapt, practica virtuților este în funcție de condiția în care un act de virtute se împlinește și, pe de altă parte, că nu poți face atât de mult filozofia virtuților considerând că ești pregătit pentru a avea o viață de virtute, ci trebuie să faci actele virtuții. În felul ăsta deprinzi virtuțile. Nu vorbind despre curaj tot timpul și încercând să înțelegi ce e și contemplându-l de la distanță, ci făcând actele de curaj atunci când ele sunt de curaj sau actele cumpătării atunci când ele sunt cerute. Cu alte cuvinte, trebuie să te arunci în apa vieții și să înveți să noți, iar a învăța să noți înseamnă aduce o viață de virtute, nu? Care te menține la suprafață. Defilează acum pe ecran cursul tău, Bogdan, Prieteniile spirituale din 11 februarie. Și prietenia este o virtute, iarăși dacă noi luăm după Aristotel, uite că și eu vorbesc despre Aristotel, da? E interesant că Aristotel vorbește despre prietenie într-un tratat despre virtuți, da? Pentru că forma cea mai înaltă a prieteniei este prietenia într-o virtute, da? Și era oarecum firesc pentru el să trateze prietenia în acest context. Sunt capitole absolut superbe despre prietenie la Aristotel. Dar aș vrea să discutăm puțin despre speranță, pentru că unul dintre citatele mele favorite, cei care mă cunosc știu asta, este o formulă din Tucidide, din războiul peloponesiac, atunci când atenienii le spun melienilor: speranța e un prost sfătuitor. Da? Îmi place enorm formula asta, speranța e un prost sfătuitor. Și mai este o altă formulă celebră care îmi place aproape la fel de mult, și anume deviza lui Wilhelm Taciturno, Wilhelm de Orania, care spunea: point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Da? Nu e nevoie să speri pentru a face ceva și nici să reușești pentru a persevera. Mi se pare formidabil, da? Este o formulă stoică, splendidă. Da? Bun, cum reacționezi la așa ceva? Da? Când vine paleologul și îți spune: da, speranța e un prost sfătuitor, tu cum răspunzi? Dragă Toader, ai vrut cu tot din adinsul să mă provoci pe final de emisiune. Știi bine că ceea ce îmi place mie cel mai mult este tocmai speranța. Și aș spune că din cele două faimoase vorbe pe care le-ai evocat, care sunt splendide, au fiecare sensul lor adânc, a doua cred că ar putea fi reținută de cineva care adoptă perspectiva mea și ar putea fi reformulată cu ajutorul lui Denis de Rougemont, care vorbea despre un pesimism activ. Cred că pesimismul activ. Pesimism activ avea și Tucidide. Da. În cazul lui Tucidide, cred că aș lăsa deoparte ceea ce spune el, pentru că sau aș folosi ceea ce spune el, tocmai pentru a da la o parte una dintre marile neînțelegeri referitoare la speranță. Speranța e foarte des confundată cu iluzia sau cu autoiluzionarea sau cu proiecția optimistă, cu optimismul reflex. Or, sunt două căi prin care putem să redescoperim speranța. Prima cale este, desigur,
cea care pornește de la epistolele Sfântului Pavel. De ce a trecut, de ce este trecută speranța printre cele trei mari? Speranța sau nădejde? E bine, pentru că cei care cred, pentru că se pornește de la această temelie, de la credință, cei care cred trăiesc în orizontul unei speranțe deja împlinite. Adică, ce speranță are omul de la Dumnezeu? Speranța ca Dumnezeu să-l mântuiască. Dumnezeu a făcut aceasta în Iisus Hristos în mod deplin și atunci cei care cred și au relația vie cu Dumnezeu trăiesc în orizontul acestei speranțe deja împlinite, chiar dacă în ei nu se împlinesc toate cele împlinite în Hristos, nu încă. Deci suntem într-un deja și nu încă. Dar speranța are o forță extraordinară care străbate întreaga viață a celui care crede. Altă cale prin care putem redescoperi speranța este cea fenomenologică, pe care am descoperit-o la un autor splendid, Gabriel Marcel pe numele lui, un autor francez minunat, pe care l-am și trecut în motoul acestui text. De ce? Pentru că el vorbește într-un eseu superb despre fenomenologia speranței, despre diferitele forme prin care de confuzie, nu? La adresa speranței, și le elimină pe toate, încercând să vadă ce este, din punct de vedere filozofic, speranța. Speranța este relația cu timpul, cu timpul viitor. Dar este în relația cu timpul care poate, de fapt, să ne aducă ceva ce în realitatea pe care noi o trăim nu conștientizăm de plin. Deci viitorul are o putere mai mare decât ceea ce noi trăim în realitate. Noi, refuzând, de fapt, o relație de dialog și de generozitate cu timpul, deci refuzând speranța, de fapt vrem să punem cumva asupra timpului propria noastră carcasă. Nu? Proiectăm situația în care ne aflăm asupra timpului. Or, speranța din perspectivă filozofică înseamnă tocmai a lăsa libertate viitorului și a-l privi cu generozitate ca fiind posibilul bun. Și aici mai intervine un autor splendid pe care l-am evocat, Petru Creția, căruia îi datorez foarte mult, mai ales cărții lui despre eseurilor lui morale, și care a fost de fapt autorul care am dialogat în permanență gândind această speranță și încercând să o fac plauzibilă și pentru cei care nu pornesc de la credință. Ei bine, accentul cade tocmai pe viitor ca posibil bun. Pentru unii accentul cade doar pe posibil, pentru alții și mai ales pentru cei care trăiesc speranța, accentul cade pe bun. Viitorul nu e doar posibil, e posibilul bun. E o formă de a intra într-o relație de generozitate cu viitorul și speranța poate fi această virtute. Da, dar strict legată de, mă rog, credința în mântuire. Ca virtute teologală este așa. Dar ea are o structură care face posibilă virtutea teologală, face posibilă această receptare a unui dar, pentru că speranța ca virtute teologală e un dar, nu e ceva pe care noi îl construim pornind doar cu ingredientele noastre. E o receptivitate față de Dumnezeu. Dar ca să fie receptivitate față de Dumnezeu, ceva în noi face acest lucru posibil. Or, capacitatea noastră de a fi în relație cu posibilul bun e acest receptacol pentru speranță ca virtute. Pentru că nu mai convins că n-are dreptate Tucidides. Spun drept, nu mai convins. Pentru că acolo am impresia că Gabriel Marcel ne cam aburește. Nu, pentru că acolo Tucidides se referă la iluzie. Da, da, da. Nu, dar la la speranța acolo unde n-are ce căuta. Da, e speranța multor concetățeni de-ai noștri, da? Care speră că tot felul de lucruri care nu se realizează, da? Și după aia sunt dezamăgiți, da? Asta e o boală românească cu dezamăgirea. Odorong-trong, sunt dezamăgit, dar cine te-a pus să te amăgești? Speranța e mai puternică, ea ca virtute nu dezamăgește niciodată, dar ancorează în lucruri care nu dezamăgesc. Am vrut tocmai să tot
în evidență particularitatea tezei paulinice legată de speranță, da? Că Pavel și Tucidide au amândoi dreptate, numai că nu vorbesc despre același lucru. De acord. Așa e bine, da? E un compromis. Bun, de-al minteri, semnalez două cursuri despre Pavel. Un curs pe care îl voi face împreună cu Răzvan Ioan despre epistola către Galateni. Începem cu asta o serie de cursuri despre Sfântul Pavel și apoi o să țin la Cinșor un curs de weekend despre Sfântul Pavel ca antreprenor. De-al minteri, te întreb pe tine dacă nu e șocat de această, cum să spun, combinație, da? Pavel ca antreprenor, da? Că unii s-au supărat, cum îndrăznesc eu să spun despre Pavel că e antreprenor. Ba da, îți dau satisfacția acestei reacții previzibile din partea mea. Adică? Sunt șocat. Ești șocat? Stai să-ți explic. Vorba aceea. Da, e un extraordinar inovator. De-al minte, cred că Sfântul Pavel este în istoria lumii unul dintre intelectualii care au avut cel mai mare impact și au schimbat cel mai mult lumea în care trăim. Da, i-a tăiat pe toți, da, și pe Freud, și pe Karl Marx, adică el e campionul, da, e cu 7 scrisori care sunt sigur scrise de el, a schimbat lumea, da, este formidabil. Da, și în sensul ăsta este antreprenor pentru că Schumpeter face teoria antreprenoriatului în faimoasa lui carte, da, despre capitalism, da, și spune că antreprenorul nu e ăla care face bani, ci ăla care revoluționează piața. E cel care practică distrugerea creativă. Și Pavel a făcut-o. Da? Uite că am vorbit mult despre Pavel. Da? E la egalitate cu Aristotel. Aristotel, pe bună dreptate. Da, Pavel și Aristotel, uite, ei sunt campionii în emisiunea noastră de astăzi. Dar mai spune-ne, Bogdan, câteva cuvinte despre colecție. Despre colecția asta pe care o coordonează Miruna și cealaltă colecție, că mai este una pe care o coordonați amândoi, da. În care a apărut de pildă o carte foarte importantă de Jacques Maritain, faimosul filozof catolic, O filozofie a educației, iarăși subiect de mare actualitate în România. Da, mulțumesc foarte mult. Miruna, dacă nu ar fi avut examene cu studenții, ar fi fost alături de noi pentru a vorbi despre colecția ei de spiritualitate, care pornește de la Augustin și în care au mai apărut cărți, cred eu, interesante, de pildă O pledoarie despre speranță pentru uzul contemporanilor, scrisă de un dominican tânăr, Adrien Candiar, care se numește Mic tratat despre speranță pentru uzul contemporanilor, sau cartea lui Olivier Clément despre transfigurarea timpului, da, în lumina tradiției ortodoxe, sau cartea părintelui Wilhelm Danke, o carte mult mai amplă, care e o pledoarie pentru dialogul dintre... Da, aia e o carte de telefon ce arăți acolo. Și teologie. E o carte mai amplă, dar să nu vă impresioneze faptul că este atât de dolofană. Se poate citi ușor. Da, și poate îmi puneți, da, amândoi o vorbă bună la părintele Dan, că vreau să fac o emisiune și cu el. Și mai văd un titlu în colecție care îmi place foarte mult. Cel mai mult îmi place Școala fragilității. Da, de aici am pornit. Cred că este primul titlu. L-am aici, este un scris de un preot, Denis Trinet, care e un membru al Ordinului Trinitarian și care a făcut o pastorație extraordinar de dificilă, de pildă pentru persoanele bolnave, bolnave de sida, pentru artiști, a fost paroh la Paris, într-o parohie care avea acest specific și este în prezent delegatul general al Ordinului pentru Franța. E o carte care vorbește despre cum să ne acceptăm fragilitatea și despre sensul fragilității în viața spirituală. Cred de aici am pornit și am ajuns la, adică s-a ajuns la cele 7 volume. Ultimul, cel mai recent este Olivier Clément. O să mai apară Gianfranco Ravasi, o să apară Jean Danielou,
în această colecție. Îmi place foarte mult cardinalul, dar apară, e unul dintre preferații mei. Gustave Thibon. Și revenind la Jacques Maritain, pe care ne-ai făcut onoarea să-l anunți deja, care este cea mai recentă apariție în colecția care se ocupă de tradiție, de educație, de ideea de transmitere. Ei bine, cartea aceasta lui Jacques Maritain s-ar putea să fie interesantă pentru un public foarte divers. Este vorba despre experiența americană a lui Jacques Maritain, experiența lui de profesor în America în anii 40, unde el trăiește în exil, pentru că dacă ar fi fost în Franța, ar fi fost imediat învățat. E mult de vorbit despre Jacques Maritain și atunci luăm o pauză publicitară acum, ca să mai apucăm să vorbim puțin despre Maritain, da? De ce e atât de important Maritain și de ce e bine să-l redescoperim, să-l citim, să-l aprofundăm. Pauză publicitară, revenim imediat și apoi încheiem. Alternativ. Goa Boa, mai mult decât ceasuri de perete. Ceasuri pictate, un soi de artă și precizie, depus pe perete. Intră pe goaboa.ro și alegeți, din cele 50 de modele ediție limitată, un ceas potrivit pentru livingul tău. Dacă crezi că nu se potrivește niciunul, poate e cazul să-ți schimbi tu livingul. Goa Boa, ceasuri de artă, de perete. Goa Boa este avanpost Radio Guerilla. Goa Boa. Viața ar trebui să fie freshful. Cumpărăturile să vină singure la tine, iar tu să te bucuri de restul. Când tu pregătești nopți albe, noi pregătim pâini calde pentru a doua zi. Și când toată cafeaua e dusă, noi aducem comanda la ușă. Cu orice vrei tu, din orice categorie, așa cum trebuie să fie. Descarcă Freshful by EMAG sau intră pe freshful.ro și fă prima comandă. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Bogdan Tătaru Cazaban și ne apropiem de încheiere. Am zis ne mai acordăm câteva minute pentru a-l evoca rapid pe Jacques Maritain, unul dintre cei mai importanți filozofi catolici din Franța secolului 20 și nu numai din Franța. Așa cum spunea Bogdan Tătaru Cazaban, în anii 40 Jacques Maritain a predat în Statele Unite, dar venea în urma unei formidabile cariere anterioare, da? Și a avut și anumite metamorfoze în acest parcurs. A fost apropiat de Léon Blois, de Charles Maurras chiar, după care a devenit din ce în ce mai mult un creștin democrat. Da? Și dacă vrem să înțelegem ce este creștin democrația și cu ce se mănâncă, cred că Jacques Maritain e una dintre referințele cele mai importante și vom vedea că creștin democrația, așa cum o teoretizează Maritain, nu are absolut niciun fel de legătură cu ce înțeleg alții prin creștin democrație. Și mai are un aspect interesant. Bogdan, ca și tine, Maritain a fost ambasador la Vatican. Adică eu ca și el, deși n-am reprezentat aceeași țară, dar într-adevăr are această experiență pe care o face la invitația lui Charles de Gaulle, a cedat aceste invitații. Da, mă rog, tu n-ai fost numit de Charles de Gaulle, dar să știi, trebuie să spun public, te invidiez pentru un motiv. Ai avut șansa să-l cunoști, să-l vezi în carne și oase pe Benedict al XVI-lea, da? Pe care știi bine că îl placez foarte sus, e unul dintre cei mai mari intelectuali contemporani. Adevărat, unul dintre marile spirite ale Europei clasice, nu în sensul de Europa secolului al XVII-lea sau al XVIII-lea, ci de Europa clasică, pe care, iată, nu mai avem reprezentată de foarte mulți. Acum, pentru cei care ne ascultă, cartea aceasta este cartea scrisă de un filozof care are o experiență mare de profesor în Franța și în America. În America descoperă o societate și un mediu intelectual și academic diferite de cele din Franța.
intră în dialog cu dezbaterile despre educație din mediul american și scrie întâi în engleză, apoi publică întâi în engleză, apoi în franceză de mai multe ori, inclusiv după mai 68. Ce am tradus noi este ediția din 69, ceea ce e foarte interesant, pentru că ea poate fi receptată, deși Marita nu a vrut lucrul acesta, și ca o reacție, să spunem, la mai 68. Ce face Marita aici? Le spune care este scopul educației, finalitatea ei. Care e scopul educației? În 30 de secunde. Persoana umană. Persoana umană. Nu există alt scop al educației. Face o distinție esențială între educație și instrucție. Educația fiind superioară, instrucția fiind cea care ne oferă instrumentele pentru viața noastră practică. Dar de regulă noi... Care e paradoxul, Bogdan? Că pe vremea când ministerul respectiv se numea Minister de l'Instruction Public, se ocupa de educație. Mult mai mult, adică chiar se ocupa de educație. De când se cheamă Minister de l'Education, a început catastrofa. A început să fie mai mult al instrucției. Nici măcar. Deja mare lucru ar fi, da. Așa, ne spune care sunt confuziile, greșelile pe care modernitatea le-a trăit cu privire la educație, face o legătură esențială între educație și democrație, apoi trage un semnal de alarmă încă din anii 40 și continuă în anii 60, deci ne aflăm la începutul perioadei pe care o trăim noi, cu privire la ispita de a transforma tehnologia în tehnocrație. Și mai ales la pericolul pe care reprezintă această transformarea tehnologiei în tehnocrație pentru democrație. Imaginați-vă o carte gândită în anii 40, în care Maritain vede aproape, cum să spun, transparent riscurile pe care multe dintre societățile noastre le trăiesc astăzi. Cred că cea mai genială carte despre tehnică este cartea lui Ernst Jünger, Muncitorul. Adică sunt spirite lucide, da? Și Maritain e unul dintre ei. Iar pe lângă tehnocrație mai este și tehnolatria, da? Cultul tehnicii, da? Așa un sentiment că prin tehnică totul se rezolvă, da? Sigur. Și să nu uităm un singur lucru, pledoaria lui Maritain pentru dimensiunea spirituală a educației. Educația își pierde din noblețe atunci când elimină dimensiunea spirituală. Dar trebuie spus ceva, că Maritain a cunoscut America într-o fază foarte bună a învățământului american. Este o epocă în care apăruseră niște programe extraordinare, precum la University of Chicago. Da. Adică e o fază care, din păcate, nu știu dacă s-a încheiat, că nu s-a încheiat cu totul, dar atunci climatul academic american era, nu spun mai bun, ca să ar fi o simplificare, dar climatul era mult mai deschis decât este acum. De o efervescență pozitivă. Efervescență, exact, da. Bun, între timp s-a produs The Closing of the American Mind, nu? Vorba lui Alan Bloom. Acestea fiind zise, Bogdan, cred că ar cam trebui să încheiem. Scuze că am întârziat cu începutul emisiune, scuze pe care le adresez de amintir și ascultătorilor noștri. A fost un caz de forță majoră, da? COVID-ul ne-a întârziat cu jumătate de oră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, mulțumesc, Bogdan, pentru participare. Asemenea. Și vă dau întâlnire tuturor, tot așa, la ora 2, marți, la emisiunea Metope.